Bine ați venit, bine ați revenit. Cei care sunt pentru prima dată ați venit la Mediacor, mai exact la Școala de Jurnalism din Moldova. Suntem la a treia întâlnire în cadrul clubului de presă organizat de școală. În sfârșit am reușit să ne întâlnim. Doamna Gavriliță, bine ați venit la școală. Aceste cluburi au o anumită structură, o parte sunt discuții on the record, adică puteți filma, puteți înregistra, puteți cita, după care toate camerele, toate telefoanele se închid și trecem la partea off the record, adică unde veți primi poate mai multe explicații, poate mai mult context despre subiecte de interes public. Cam acesta este și rolul acestor cluburi de presă pentru a vă crea posibilitatea să aflați mai multe, poate și din culise, informații foarte utile pentru jurnaliști atunci când ei abordează anumite teme în materialele lor. Moderatorii cluburilor de presă sunt instructorii și instructoarele la Școala de Jurnalism. Astăzi este Mihaela Gherasim, ea predă cursul interviu și tehnici de intervievare. Și să avem spor în sală, posibil să fie și studenți de la Universitatea de Stat sau din altă parte, dar sunt neapărat studenți ai școlii, așa că aceste cluburi sunt și, dacă vreți, un masterclass despre cum să pui întrebări. Vă urez și sugerez să fiți ingenioși, să dați exemplu, un bun exemplu pentru studenți. Spor! Bună ziua, dragi jurnaliști! Bună ziua, dragi participanți! Bună ziua, doamna Gavriliță! Mă bucur că am acest privilegiu de a modera clubul de presă de astăzi și voi fi foarte scurtă de la început. Avem jumătate de oră pentru a înregistra, filma, cita ceea ce va declara doamna Gavriliță. Respectiv, așteptăm întrebările voastre. Noi vom avea un microfon, microfonul acesta al meu, care va merge în sală pentru întrebările voastre. Așadar, eu mă voi mișca destul de des pentru ca să ajung la voi. Vă rog să ridicați mâna sau să mă strigați în cazul în care vreți să interveniți. Și mai departe, după această jumătate de oră, rămânem pentru încă o oră și jumătate, avem două ore în total planificate pentru clubul de presă, în care să discutăm off the record cu doamna Gavriliță și să aflăm din prima sursă informații care vă interesează pe voi. Ne-am gândit ca partea off the record să o structurăm în trei blocuri de discuții. Asta ar fi, prima ar fi activitatea doamnei Gavriliță la guvern, al doilea bloc ar fi viitorul european al Republicii Moldova și provocările sau perspectivele care vin odată cu acesta. Și a treilea bloc, sunt sigură că unii dintre voi vor avea și întrebări despre viața mai personală a doamnei Gavriliță, ce vă interesează, sunteți curioși să aflați, deși aceste informații vă rămâne off the record, dar utile pentru discuția noastră prietenească pe care o vom avea astăzi. Înainte de a începe runda de întrebări și răspunsuri, permiteți-mi să-i ofer pentru un cuvânt de salut doamnei Natalia Gavriliță, prim vicepreședinte PAS și fosta prim-ministră a Republicii Moldova. Apropo, acest club de presă a fost planificat încă hăt dinainte de a se lua decizia care s-a anunțat-o doamna Gavriliță acum ceva timp. Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu aici la acest club de presă. După cum a spus și Mihaela și Maia, am căzut de acord să particip la club de presă chiar câteva săptămâni în urmă și am decis că este o bună ocazie, chiar dacă nu mai sunt prim-ministru al Republicii Moldova, rămân să fiu prim-vicepreședinte a Partidului Acțiune și Solidaritate, care este partidul la guvernare și am decis să dau curs invitației și să vin să vă vorbesc despre ce se întâmplă în Republica Moldova, care sunt perspectivele de dezvoltare și care sunt principalele domenii de interes pentru cetățeni, pentru presă și pentru politicile publice ale guvernului.
Evident că în ultimele zile am avut foarte multe întrevederi, foarte multe discuții, încă nu am reușit să mă odihnesc, dar sunt mai puțin conectată, ceea ce înseamnă că astăzi putem avea o discuție mai relaxată și sunt gata să răspund la toate întrebările voastre. Atunci când mi-am dat demisia, eu am spus foarte clar că mă duc cu inima împăcată și cu sentimentul datoriei împlinite. Au fost 18 luni de zile foarte complexe și cred că Guvernul Republicii Moldova în această perioadă a fost alături de oameni și aceasta este cel mai important. Am trecut de mai multe crize care au început încă înainte de războiul din Ucraina, dar s-au aprofundat și s-au înmulțit după războiul din Ucraina, dar iată că aproape suntem în martie 2023. Am trecut de o iarnă pe care toți o considerau dificilă, dar avem lumină, avem căldură, am reușit să creștem veniturile cetățenilor, am reușit să dăm compensații și, foarte important, am reușit să punem bazele reformelor care vor continua și vor aduce Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Și cred că ne mândrim de acest lucru. Repet, am mai spus-o cu alte ocazii, s-a schimbat guvernul, nu s-a schimbat guvernarea. Am văzut un vot unit și puternic al Partidului Acțiune și Solidaritate în Parlament și continuăm să muncim pentru beneficiul cetățenilor. Mersi. Vă mulțumim și noi și acum haideți să vedem întrebările și desigur să vă prezentați. Eu sunt sigură că doamna Gavrilița vă cunoaște pe mulți dintre voi. Bună ziua, sunt Mihaela Tabarcea, reporter ProTV. Doamna Gavrilița, vă rog să ne spuneți mai mult despre această decizie de a pleca din funcția de premier, dacă ați luat-o de sine stătător sau cumva ați fost constrânsă să faceți acest lucru și de ce? În primul rând vreau să vă atrag atenția la programul de guvernare cu care am venit în această funcție. Atunci când guvernul și-a început mandatul în august 2021, am venit cu o agendă pro-dezvoltare, pro-europeană, cu anumite angajamente foarte clare. Și dacă răsfoim programul de guvernare, sunt foarte multe lucruri din acest program care au fost realizate în pofida tuturor crizelor cu care ne-am confruntat. Dar circumstanțele s-au schimbat și Moldova se confruntă cu un nou set de provocări. Și noi întotdeauna am discutat în echipă care este cea mai bună modalitate de a guverna în condițiile, în contextul în care ne aflăm. Și această decizie am luat-o împreună. După cum am spus, eu sunt prim vicepreședinte de partid, îmi asum absolut fiecare decizie, nu sunt genul de persoană care poate fi ușor constrânsă, decizia este absolut asumată și aceasta nu înseamnă că eu nu voi continua să lucrez pentru ceea ce am crezut toată viața, de altfel pentru beneficiul oamenilor și progresul țării. Spuneți-mi, vă rog, care va fi următoarea funcție pe care urmează să o aveți? Mă refer la declarațiile făcute de domnul Grosu că s-ar pregăti o funcție importantă pentru dumneavoastră. Într-adevăr, există mai multe opțiuni. Cred că toată lumea cunoaște că în Moldova un om care își dorește să muncească, un om care are experiență și pregătire profesională se regăsește fie în sectorul public, fie în sectorul privat. Eu pentru mine am decis să iau o lună, două de repaus, să petrec un pic mai mult timp cu copilul meu și după această lună de repaus voi lua o decizie în care direcție să meargă în următoarea perioadă.
Bună ziua, mă numesc Deana Popa, reprezint postul Jurnal TV. Cu doar câteva zile înainte să vă anunțați demisia, dumneavoastră ați fost într-o deplasare la Bruxelles. Este o coincidență că după asta v-ați anunțat demisia sau la Bruxelles a fost discutată o eventuală demisie? La Bruxelles am avut Consiliul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Am discutat mai multe subiecte importante, atât realizările pe care le avem în această perioadă, diversificarea energetică, reformele economice, reformele în domeniul comerțului, accelerarea lucrului pe ajustarea legislației la acquis comunitar, care sunt necesitățile Moldovei în următoarea perioadă, cum am putea gestiona împreună mai bine situația actuală pentru în beneficiu oamenilor și a cetățenilor. Nu am discutat demisia mea și timpul ales pentru demisie a ținut mai mult de agenda unor misiuni, vizite. Știți că acum avem reuniunea Euronest, urmează misiunea Fondului Monetar Internațional, și de aceea era important să fie făcută această schimbare rapid și cu o continuitate a tuturor angajamentelor Republicii Moldova. După cum am mai spus, este o schimbare de guvern, nu o schimbare de guvernare, și suntem hotărâți să lucrăm în echipă pentru ca să continuăm reformele în direcția integrării europene. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți despre amenințările la adresa Securității Republicii Moldova, despre care săptămâna trecută a vorbit Maia Sandu, precum că Federația Rusă și-ar dori un complot să fie organizat aici. Ce probe există în acest sens? De ce nu au urmat percheziții, rețineri după aceste declarații? În primul rând, cred că cu toții cunoaștem că Moldova se confruntă cu elemente de război hibrid de mulți ani. Dacă este să vorbim despre propagandă și dezinformare, despre atacuri cibernetice, despre aceste amenințări cu bombă, despre finanțarea ilicită a unor forțe politice. Deci, aceste elemente au existat, ele s-au întețit în 2022, și cred că dacă este să stăm și să ne gândim, aceste riscuri de deturnare a puterii nu sunt surprinzătoare, mai ales dacă ne gândim la provocările care au fost pregătite în toamna anului 2022. Ne amintim despre perchezițiile care au demonstrat că protestatarii aveau elemente pirotehnice, cuțite și așa mai departe. Deci, asemenea elemente întotdeauna au existat. Acum, dumneavoastră spuneți de ce nu au urmat percheziții sau arestări. Eu cred că această întrebare trebuie adresată instituțiilor sau organelor de drept. Și eu nu am văzut documentele la care a făcut o referință doamna Maia Sandu, dar știu despre aceste întoarceri a persoanelor de la hotare, de la frontieră, și ați văzut că încep să apară informații și despre apartenența politică a acestor persoane. Deci, într-adevăr, riscul de securitate există și trebuie să acționăm pentru contracararea elementelor de război hibrid. Doamna Gavriliță, sunt Veronica Gherbovețchi, jurnalistă la TV8. Am două întrebări, dacă îmi permiteți, le adresez din start. Una ar fi, colegii din redacție m-au rugat să vă întreb, să comentați bonurile că ați putea fi dumneavoastră candidatul PAS la funcția de primar general, și a doua ar fi să ne explicați, atunci când ați avut conferința de final în care ați anunțat demisia guvernului, ați spus că a fost un guvern susținut foarte mult pe din afară, dar mai puțin în interiorul țării. V-ați referit la poporul din țară, la criticile populației de rând sau chiar la guvernarea care v-a susținut și v-a împins spre acest guvern? Mersi. Vă mulțumesc. După cum am spus, sunt mai multe
posibilități pentru următoarea perioadă. Dumneavoastră cunoașteți că am avut și o carieră internațională înainte de a reveni în 2019 în funcția de ministru al finanțelor și discut cu colegii despre toate aceste opțiuni. După cum am spus, eu nu voi lua o decizie în următoarea lună, poate chiar două, pentru că după 18 luni de activitate foarte intensă, cred că trebuie să treacă o perioadă ca să-mi definesc bine obiectivele pe viitor și unde, în opinia mea, competențele, experiența pe care o am ar putea fi de cel mai mare folos pentru cetățenii acestei țări, pentru partidul pe care îl reprezint și pentru viitorul european al Republicii Moldova. Atunci când am anunțat demisia mea, am spus că dacă am avea o asemenea susținere în interior, precum o avem din partea partenerilor europeni și internaționali, ne-am putea mișca mai repede și mai eficient în direcția unor reforme care ar aduce beneficii pentru cetățenii noștri. Deci avem nevoie de coeziune socială. Avem nevoie să creștem încrederea unul în altul, încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Trebuie să avem un mediu informațional corect, care să prezinte cetățeanului informația obiectivă. Trebuie să credem mai puțin în zvonuri, speculații și să fim foarte hotărâți atunci când mergem pe anumite schimbări, pe anumite reforme. Dacă o asemenea coeziune socială ar exista, atunci ne-ar fi mult mai ușor, dacă ne-am concentrat pe ce politici se fac. Și pot să vă dau mai multe exemple de reforme pe care le-am făcut, dar care, din cauza crizelor suprapuse, nu au primit atenție necesară. Haideți să vă dau exemplu reorganizărilor la Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului. Sunt 5 programe noi pentru întreprinderi mici și mijlocii. Au fost schimbate condițiile pentru garantarea creditelor. Am pus bazele unui fond de investiții pentru întreprinderi, așa numitul fondul Facem, care presupune accesul la resurse ieftine pe un termen mai lung pentru întreprinderi. Am adoptat mecanisme, chiar în primele luni de mandat, am adoptat mecanisme foarte importante pentru menținerea locurilor de muncă, cum ar fi compensarea pentru șomajul tehnic sau reducerea activității angajaților. Am avut aceste programe de compensații care sunt bazate pe analiza veniturilor și cheltuielilor gospodăriilor. Am făcut modificări semnificative în domeniul energetic. Da? Doar într-un an s-a dublat proporția energiei electrice produse din resurse regenerabile. Și am construit drumuri, am pus bazele la aceste două poduri care erau în programul de guvernare. Deja există finanțare pentru podul Ungheni-Ungheni și sunt planuri accelerate care sunt sigur vor fi reluate după război în privința la podul de la Iampol. Și toate aceste lucruri trebuie discutate, trebuie aduse la cunoștința cetățenilor. Foarte des noi preferăm să ne axăm pe vor fi sau nu remanieri. Când, de fapt, nu este vorba despre o persoană și dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, ea nu este personalizată, ea depinde de sisteme întregi. Și
este important, asta aveam în vedere, este important să ne axăm pe politicile noastre de dezvoltare, pe ce avem de făcut pentru ca fiecare om să simtă Europa la el acasă, să vadă infrastructură de calitate, să aibă posibilități și oportunități pentru locuri de muncă, pentru dezvoltarea afacerilor, pentru servicii de educație, de sănătate, de calitate. Descentralizare. Sunt foarte multe lucruri despre care uităm să vorbim. Mersi. Slava Radulov, reporter Internetul Grăiești. Interesuit такой вопрос. Было ли вам когда-то страшно на своем посту? И если было, то в связи с чем и когда? Да. Ну, испытывали страх. Есть întrebare foarte bună și interesantă. Și dacă este să mă gândesc, nu țin minte să fi avut un sentiment de frică niciodată. Можете ли вы назвать свою главную ошибку и как бы вы ее изменили, если бы у вас была возможность вернуться назад? Cred că o lecție învățată pentru mine este că am avut mai multă încredere în anumite persoane decât trebuia să am. Haideți să mergem în cealaltă parte a sălii. Svetlana Gore, TVR Moldova. Vreau să ne spuneți, doamna Gavrilița, când ați luat decizia că trebuie să faceți anunțul privind demisia guvernului Gavrilița, dacă deja știați că veți face acest anunț în acea zi de vineri, când la președinție a avut loc o ședință în care au fost convocați toți miniștrii și dacă și dumneavoastră ați participat la acea ședință. Mulțumesc. Am avut mai multe discuții în această privință. Data și ora a fost decisă exact după Consiliul de Asociere și am fost prezentă la acea ședință de vineri, deja știind că urmează la amiază să ies în conferință de presă. Doamna Gavrilița, Victor Ursu, grupul de presă Realitatea. Cel puțin ultimul sondaj arată că nu vă bucurați, nu sunteți unul dintre premierii Republicii Moldova, care aveți un rating foarte bun. Respectiv, după demisia dumneavoastră, președintele Parlamentului, colegul dumneavoastră de partid, Igor Grosu, spunea că ar fi fost o comunicare deficitară. La ce s-a referit? Nu ați comunicat suficient sau care era problema? Trebuie să-l întrebați pe domnul Grosu ce a avut în vedere. Eu nu pot să vorbesc în numele domnului Grosu. Ceea ce pot să vă spun este că am fost foarte ocupați să realizăm lucruri concrete pentru cetățenii noștri. Am fost mai puțin preocupați de ceea ce se numește PR sau relații cu publicul. Noi am comunicat mult. Vă invit să deschideți pagina de Facebook a Guvernului. Am avut comunicate de presă tot timpul, regulat, pe fiecare hotărâre a Guvernului. Apropo, suntem guvernul care am realizat legea cu privire la transparența în procesul decizional. Să știți că eu în 2006 lucram la cancelare când am fost la Parlament și am promovat această lege și mă mândresc cu faptul că sunt primul guvern sau am condus primul guvern care a adus în practică realizarea acestei legi. Și da, cred că se putea mai multe, dar în condițiile crizelor cu care ne-am confruntat, cred că a fost decizia corectă să ne preocupăm în primul rând de oameni și după asta de, nu știu, anumite aspecte de comunicare. Înainte de a vă da demisia, cât gaz avea Republica Moldova în rezerve, adică stocat? Noi am decis să nu facem publică această cifră, dar pot să vă spun că înainte de plecare am finalizat raportul de activitate a Guvernului pentru anul 2022-2023 în conformitate cu legea care prevede că Guvernul trebuie să prezinte raportul de activitate în Parlament. Și în acel raport am adus cifre referitor la cantitatea de stocuri disponibile din împrumuturile
băncii europene de reconstrucție și dezvoltare. După cum cunoașteți, după criza din octombrie 2021, ne-am pregătit de următorul sezon de încălzire și am luat un împrumut de 300 de milioane de euro, care ne-a permis să procurăm stocuri de gaze. Și din acele resurse, la situația de la sfârșitul lunii ianuarie, aveam 309 milioane de metri cubi de gaz. Vreau să vă spun că în doar un an de zile am reușit să neutralizăm șantajul energetic. Dacă atunci când am venit la guvern, Moldova era 100% dependentă de furnizarea de gaze naturale din partea Gazpromului și 100% dependentă de importul de electricitate din regiunea transnistreană, care se produce tot cu gazele pe bază de gaze naturale care vin de la Gazprom, noi în doar un an am demonstrat că putem ieși pe piețele internaționale. La moment, tot consumul de pe partea dreaptă a Nistrului este realizat din surse alternative, adică din gazele naturale procurate pe piața internațională și stocate. Și în luna noiembrie am demonstrat că putem procura și energie electrică de pe piețele europene. Este un lucru foarte important pentru asigurarea independenței și suveranității noastre și pentru ca să avem alternative pentru cetățenii noștri. Aici, Alex Luca, Prime, bună ziua! Eu aș vrea să revenim un pic la subiectul necesității, dacă putem să spunem așa, demisiei guvernului. A fost o întâmplare că anume miniștri care au fost de fapt cei mai mulți supuși criticilor, acum nu știu în ce măsură justificați sau nu, vorbim aici de domnul Spânu, domnul Litvinenko de la Justiție, domnul Spânu responsabil de domeniul energetic și domnul Budeanschi de la Finanțe, respectiv dumneavoastră care ați dat numele acestui guvern. A fost o chestiune mai mult de imagine, pentru că din discursul dumneavoastră la demisie, când v-ați depus demisia, am înțeles că totuși sunteți mulțumită și plecați cu inima împăcată. Atunci, de ce s-a cerut sau a fost nevoie de această, nu știu, resetare a guvernării, pentru a guvernului, nu a guvernării, pentru că guvernarea a rămas? Dacă ați putea să ne deschideți un pic parantezele, era vorba de credit de încredere, era vorba de imagine. Am rămas cu multe semne de întrebare, personal ca jurnalist. Eu am încercat să răspund la această întrebare mai devreme, deci v-am spus că am venit cu o anumită viziune de dezvoltare, am venit cu un anumit program de guvernare. Și în pofida faptului că foarte multe reforme din acest program de guvernare au fost realizate, avem un context care necesită o regândire, un impuls nou. Și împreună cu echipa de guvernare am decis că la moment, la această etapă, este nevoie de pus accentele un pic diferit. Deci ne-am concentrat foarte mult pe punerea bazelor necesare pentru reformele pro-europene. Avem acest context, avem aceste riscuri de securitate, trebuie un pic să schimbăm accentele și, încă o dată repet, aceasta nu înseamnă că persoanele pe care le-ați menționat sau eu nu ne vom regăsi în actul de guvernare, dacă este să vorbim mai larg. Și a doua întrebare, ați pomenit despre transparență, despre legea cu privire la transparența decizională. Pe o scară de la 1 la 10, ce notă la capitolul transparențe ați spune guvernului condus de dumneavoastră? La capitolul respectării legii cu privire la transparență în procesul decizional aș pune nota 9+, iar la capitolul transparență mai larg, dacă este să vorbim despre capacitatea sau deschiderea ministerelor de a discuta, atunci trebuie să fie o notă mai joasă. Am vorbit despre aceasta cu miniștrii și membrii guvernului imediat după forumul presei. Deci am văzut raportul, am văzut cum vedeți dumneavoastră
această cooperare și da, am considerat că trebuie să fie făcute schimbări. Sunt atunci când lucrezi într-un ritm susținut și te concentrezi foarte mult pe anumite politici, poți să pierzi această legătură cu mass media, cu societatea civilă și după acest forum, după acest raport, sper că ați observat anumite modificări. Mulțumesc! Bună ziua, Victoria Dumbravă, portalul de știri Agora. Doamna Gavrilița, chiar dacă ați menționat mai devreme că nu ar trebui să ne focusăm doar pe un om și să vorbim prea mult doar despre demisii, dar să abordăm problemele în sistem și pe politici, să ne axăm cu fapt cu care sunt de acord, totuși eu o să insist puțin și o să continu întrebările care au răsunat la început din partea colegilor. Și v-aș întreba, făcând referință inclusiv la experiența dumneavoastră anterioară, pe care ați menționat-o mai devreme, dacă eventual funcția de guvernatoare a Băncii Naționale va fi mai aproape? Am răspuns deja la această întrebare. Să știți că numele meu a fost menționat în contextul poziției de guvernator a Băncii Naționale încă înainte de a deveni eu politician sau prim-ministru. Pentru că probabil profilul meu de expertiză economică este considerat potrivit pentru această funcție. În același timp, vreau să vă reamintesc că Banca Națională este o instituție independentă unde este un guvernator numit pe un anumit mandat și cred că deci performanța Băncii Naționale trebuie supusă unei evaluări mai serioase, dar în același timp cred că nu este corect ca să discutăm acum despre această poziție. Dacă această poziție devine vacantă, atunci putem să discutăm ca și societate cine ar fi cel mai potrivit om să conducă o astfel de instituție. Exact asta vreau să vă spun despre candidatura la primărie. Sunt multe discuții, eu înțeleg că toată lumea vrea să cunoască ce voi face în continuare. Eu pot să vă spun că întotdeauna mi-am dorit să creez un fond de investiții. De asemenea, am propuneri ca să fiu pe Consiliul de Administrare a unor organizații sau întreprinderi. De asemenea, am posibilitatea de carieră internațională, inclusiv cu impact asupra lucrurilor în Republica Moldova, pentru că până la urmă, pentru mine contează să impun competența și experiența în slujba poporului meu. Întotdeauna m-am ghidat, atunci când am luat decizii în cariera mea profesională, m-am ghidat și de aceste valori. Deci, oricare n-ar fi parcursul meu pe viitor, vă promit să vi-l anunț după ce voi lua o decizie, pentru că eu vă spun foarte sincer, nu cred că acum este cazul să iau decizii. După o astfel de perioadă, este cazul să iau un respiro, să merg într-o vacanță și doar după asta să iau o decizie. Mersi. Mulțumesc. Și a doua întrebare, cum comentați dumneavoastră deja ca fost prim-ministru, declarația actualului prim-ministru, domnul Dorin Recean, făcută la doar câteva zile de la investire, privind demilitarizarea Transnistriei, ținând cont de contextul actual și de toate mesajele privind riscurile în care ne aflăm? În general, eu nu voi comenta declarații actualului prim-ministru, dar pot să vă spun opinia mea pe anumite subiecte. Și eu cred că vom găsi foarte puține persoane aici care nu vor cădea de acord cu faptul că o precondiție pentru reglementarea conflictului transnistrean este demilitarizarea acestei zone. Da, dar vă întrebam de context. Dacă este una potrivită? Despre demilitarizarea în regiunea transnistreană se vorbește de la summitul OSCE din 1999, dacă mi-amintesc corect. Deci, inclusiv despre asta este vorba atunci când spun haideți împreună să găsim resursele în noi ca să vorbim despre anumite politici. Demilitarizarea nu este un lucru nou.
retragerea trupelor din regiunea transnistreană, trupelor Federației Ruse, este un angajament din 1999. Bună ziua, doamna Gavriliță, mie îmi spune Elena Cioina, o să mă ridic în picioare să mă vedeți mai bine, reprezint platforma Media Sănătate Info.md, suntem o platformă specializată pe domeniul sănătății, respectiv urmărim absolut tot ce se întâmplă în acest domeniu. Prima mea întrebare este una mai ușurică, vreau să vă întreb cum v-au întâmpinat copiii acasă după ce ați luat această decizie, că tot spuneți că aveți nevoie de vacanță și de respiro. Și a doua întrebare este despre acțiuni sau planul de acțiuni pe care l-ați avut pe domeniul sănătății. Un raport pe care l-am realizat noi la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate arată că din acel plan doar 30%, din păcate, dintre acțiuni au fost îndeplinite. Vreau să vă întreb în ce măsură dumneavoastră, ca premier, ați fost mulțumită de mersul reformelor în domeniul sănătății și ce ați fi vrut să se întâmple mai rapid, astfel încât populația din Republica Moldova sau pacienții din Republica Moldova să aibă un acces mai calitativ și mai rapid la servicii de sănătate. Vă mulțumesc pentru întrebare, vă cunosc, citesc articolele dumneavoastră. În primul rând, evident că cea mai fericită ființă în acea vineri când am anunțat demisia a fost feciorul meu de 8 ani. Când am ajuns acasă, el m-a întâmpinat sărind în sus de bucurie și l-am întrebat dacă a aflat noutatea, a zis că da, a aflat și am zis care a fost noutatea? Că tu nu vei mai fi prim-ministru. Și am zis și de ce te bucuri? Și el a zis pentru că vei avea timp pentru mine. Deci evident că este, deci a fost pentru mine un moment cu mari emoții și vreau să utilizez cel puțin un pic timpul pentru a compensa, deci a compensa pentru timpul pierdut cu feciorul meu. El este foarte înțelegător, înțelept și îi mulțumesc și lui și întregii mele familii pentru susținere, pentru că fără susținerea familiei este foarte greu, mai ales pentru o femeie într-o asemenea funcție, într-o asemenea poziție responsabilă. În ceea ce privește realizarea acțiunilor în domeniul sănătății, vă spun o istorie. Atunci când trăiam la Londra, când am împlinit 40 de ani, am fost chemată la medicul de familie, unde am trecut anumite teste foarte simple și medicul de familie mi-a explicat despre riscurile pentru bolile netransmisibile, adică pentru infarct, insult și alte boli care se întâmplă după o anumită vârstă și care, din păcate, ne răpesc foarte multe vieți omenești. Reforma în domeniul sănătății publice este una foarte importantă. Mi-aș fi dorit să o putem face mai repede. Ea este în derulare, există o analiză făcută, există o viziune referitor la restructurarea ANSP, se lucrează, însă au fost alte lucruri care au trebuit realizate prioritar în această perioadă de criză. Vă reamintesc că noi am preluat mandatul când încă aveam al patrulea val de COVID. Și a trebuit ceva timp pentru a pregăti toate aceste reforme. Eu sunt sigură că vor fi acțiuni, decizii în următoarea perioadă care inclusiv se vor baza pe lucrul analitic făcut în ultimul an. Doamna Gavrilița, dragi jurnaliști, aici încheiem partea on the record înregistrată a evenimentului de astăzi, Clubul de Presă, la care ați avut posibilitatea astăzi să vă adresați întrebările doamnei Gavrilița și doamna Gavrilița să vă răspundă cu drag. Până deconectăm camerele, voi face acest anunț pentru că s-a pierdut un cerceal în sală. Dacă cineva recunoaște, îl ia sau eu îl pun aici și îl veți lua la final.
Și iarăși până se deconectează camerele, că văd colegii mai greu renunță să deconecteze camerele.